Un copil a fost accidentat de un angajat al Serviciului de Pază și Protecție de Stat la Suruceni-Ialoveni. Băiatul de 10 ani a fost călcat pe picior cu roata automobilului personal al ofițerului. Potrivit poliției, șoferul a evitat un impact mai puternic, deoarece minorul ar fi încercat să traverseze strada neregulamentar. Totodată, conducătorul auto a transportat copilul la spital, care a fost în scurt timp externat. Serviciul de presă al SPPS ne-a comunicat că a inițiat o anchetă internă, chiar dacă ofițerul implicat în accident se află în concediu și își exprimă regretul pentru cele întâmplate. Poliția urmează să stabilească toate circumstanțele. Testul alcoolscopic a arătat că șoferul nu era beat.